Am pornit la drum în acest sport la 10 ani, la Reșița. Citisem că România a adunat în decursul timpului, la lupte, 34 de medalii olimpice, 7 dintre acestea de aur, numai la masculin. M-am gândit cum ar fi dacă aș sparge eu gheața și aș veni cu primul succes. Am fost vicecampioană mondială la juniori, medaliată cu argint la europenele sub 23 de ani, apoi din nou argint la campionatul european de seniori. În 2017, la Paris, am terminat pe poziția a doua, întâia medalie mondială din istoria luptelor feminine românești. În aprilie 2019, campionatul european de lupte s-a desfășurat la București. Abia așteptam să concurez la sala polivalentă. Dar a venit acea accidentare urmată de operație. În toată perioada de recuperare, gândurile îmi zburau tot la Japonia. Mi-am luat revanșa în Kazahstan, unde am primit biletele pentru Tokyo. Într-un sport considerat dur pentru fete, mă bucur că pot fi un model pentru cele mai tinere. Da, sunt 10 luni de cantonamente pe an. Da, ai 2 antrenamente zilnice. Da, trebuie să slăbești ca să faci categoria. Dar am demonstrat că se poate. Sunt Alina Vuc și vă pot spune că la vârsta de 14 ani îmi doream să devin campioana României. Acum, la dublu acelei vârste, îmi doresc să câștig o medalie pe pământ nipon.